Meteorologii au vești nu tocmai bune pentru zilele care vor urma. Deși primăvara a debutat cu temperaturi pozitive, pentru următoarele zile specialiștii ne avertizează că vremea se va înrăutăți și se vor înregistra precipitații sub formă de ploaie. În zona noastră, vântul va avea intensificări cu viteze ce vor depăși 50 de km pe oră, iar cantitățile de precipitații vor depăși izolat 30 de litri pe metru pătrat. Vor intra avertizările date de ANM, începând cu vineri. De la ora 16 vom avea cod galben și pentru zona noastră. Începând de săptămâna viitoare, vremea se va îmbunătăți considerabil, iar de marți primăvara își va reintra în dreptul cu maxime pozitive atât ziua cât și noaptea.